Profesorii au fost păcăliți de Nicolae Ciucă, deși atunci când era prim-ministru, Ciucă le-a promis mare acusarea doar să renunțe la greva generală. Acum Marcel Bolo și liberalii au descoperit că nu au bani pentru majorările promise. Cu privire la drepturile profesorilor și la ceea ce înseamnă cheltuielile suplimentare ale bugetului de stat, urmând ca să se convină asupra mecanismului de ajustare și de indexare sau majorare a salariilor profesorilor în zilele următoare și să avem din acest punct de vedere o decizie finală. Aici discutăm de impactul bugetar suplimentar pe care l-au generat și îl generează revendicările profesorilor pentru majorările salariale.